Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Vorbim Fotografie. Începem cu un episod într-un stil diferit. Un interviu alături de un fotograf pe care cu toții probabil că-l cunoașteți, dar un interviu online, via Skype, pe care noi l-am făcut pentru că, din păcate, interviurile Vorbim Fotografie așa cum le știați nu mai pot avea loc datorită situației prin care trecem. Așa că, haideți să-i dăm drumul! Astăzi l-am alături de mine pe Vlad Pahonțu. Salutare, Vlad! Salut, Alex! Suntem într-un interviu remote pentru că, datorită situației cu care ne confruntăm cu toții, trebuie să nu intrăm prea mult în contact, așa cum legea și cum, să zicem așa, ordonanțele ne instruiesc să facem chestia asta. Bine ai venit, Vlad! Îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta în emisiune. Mă bucur tare mult că ai acceptat să avem acest interviu. Și eu îți mulțumesc că te-ai gândit la mine, ca să mergem în continuare pe interviul ăsta. E într-adevăr o chestie un pic ciudățică, știi? Pentru că, în general, în emisiunile pe care le-am făcut până acum, i-am avut pe toți cei pe care, cu care am vorbit, i-am avut lângă mine. Și e un pic ciudat. E la fel. Eu consider că, da, fiind atât de aproape de mine, suntem în aceeași cameră. Suntem în aceeași cameră, digital. Digital în aceeași cameră, da. O să fie o chestie nouă pe canalul Vorbim Fotografie. Dragilor, mulțumesc tare mult pentru atenția voastră, lăsați-mi în comentarii. Știu că nu este un live, pe viitor vom face și live, dar până când facem un update la aparatură, mergem pe ideea de recorded, pentru că ne ajută puțin și pe partea de montaj să arate mai bine puțin filmările. Lăsați-mi în comentarii orice fel de idee pe care o aveți pentru interviurile următoare, dacă vreți să adresați întrebări pe care ați vrea să le pun la rândul meu invitaților cu care voi vorbi. Astăzi am zis să vorbim cu Vlad un pic despre mai multe lucruri, despre istoria lui în fotografia de nuntă, cum a început, cum s-a dezvoltat, cum a ajuns acolo unde este acum, despre planurile pe care le are de viitor și proiectele la care el lucrează în prezent și situația cu care cu toții ne confruntăm pe zona de COVID-19 și ce putem face pentru a avea un an în continuare de succes. Vlad, spune-ne un pic mai multe despre tine, cum ai început tu fotografia, când a luat naștere hobby-ul ăsta și cum s-a transformat în profesie? Știi că de obicei este cam cea mai grea întrebare pe care poți să o pui. De-a lungul vieții, adică profesorii te întreabă treaba asta atunci când ajungi la școală și te ridică în picioare și spune despre tine. Da. Nu prea îmi place foarte mult să vorbesc despre mine, ci îmi place să vorbească ceea ce fac despre mine. Dar ca să-ți răspund totuși la întrebare, am început fotografia în 2010. Nu a fost din pasiune, ci pur și simplu a fost ca să facem niște bani. Am vrut cu un prieten să descoperim un business din care putem să ne întreținem. Eram la facultate și la o discuție la masă ne-am gândit ce ar fi dacă am face o platformă de fotografie legată de clubbing. Adică noi am fi mers și am mers, pentru că am realizat-o, mai erau încă două pe vremea aceea, Nights.ro și încă o platformă. Da, știu, mi-aduc aminte de platformele astea. Da. Și platforma noastră se numea LikeClub.ro și mergeam în cluburi, făceam fotografii, cluburile se promovau cu fotografiile pe site-ul nostru, pe site-urile lor, dar treaba asta nu ne-a ajutat foarte mult financiar, ne-a dat un boost, dar foarte mic, foarte, foarte mic. Am povestit și la workshop-urile mele treaba asta, adică era amuzant, cred că pe seară rămâneai cu 50 de lei, 40 de lei. Și cu distracția. Da, distracția, corect, asta da. Și de acolo au plecat foarte multe relații, adică oamenii care veneau în club erau tineri, adică erau foarte aproape de majorate, pentru că nu era o limită de 18 ani, nici acum nu este, să fim sinceri. Da, și lumea te vedea în club, după care te chema la majorat. Adică, practic, eu am început prin clubbing, după care am continuat cu majoratele, foarte multe majorate. Asta în zona Bucureștiului, nu? Asta în zona Câmpina. Câmpina okay. Prahova, da. Site-ul de clubbing era de la Constanța până la Brașov, pentru că mai departe, fizic, nu puteam să mergem. Pentru că eu eram și la serviciu, lucram la Gazeta Sportului atunci și dimineața eram la facultate, la prânz până seara eram la Gazeta Sportului și seara plecam în club.
se întâmpla treaba asta, puteam să merg până la Bușteni, de la București la Bușteni, vineri, să mă întorc ziua dimineața să mă duc la serviciu, să dorm o oră pentru că tremuram, dormeam practic 3 ore acasă și seara să fiu din nou la Bușteni și duminică din nou la serviciu. Era foarte drăguț. M-au oprit mulți experimentează treaba asta. Mulți experimentează treaba asta în prezent cu nunțile, adică sunt fotografi care au joburi și fac chestia asta și nu cred că e tocmai ușor și da. Și cum, de la partea de clubbing până la partea de wedding, cum a fost tranziția și când te-ai hotărât? Asta a fost evoluția. Practic nu m-am hotărât eu, de fapt a fost și o hotărâre, pentru că la început am zis că nu o să fac niciodată nunți. Am zis clar, nu-mi plac nunțile, nu vreau să fac nunți, nu înțelegeam, nici nu am fost eu vreodată invitat la o nuntă. Poate o singură dată, da, o dată m-a luat cineva, o prietenă mea, și am mers la o nuntă. În restul nu știam ce se întâmplă la o nuntă, nu știam care e distracția, care sunt lucrurile pe care le faci și pe care trebuie să le faci. Și de la majoritatea am plecat la botezuri și de la botez am ajuns la o nuntă. A fost pe iunie, cred, în 2014, acum 6 ani. La finalul căreia am zis că nu o să mai fac niciodată nunți, dar pe costul acela, a fost $100. 16 ore, $100. Mi-a ieșit prin toți porii, eu fiind obișnuit să merg la majorate care durau puțin, cel puțin la foto sau la botezuri, care iar erau diferite față de nunți, și când am ajuns acolo și am stat 16 ore, cel puțin, am zis ok, nu mai fac treaba asta pentru banii ăștia și trebuie să cresc. Nu am continuat cu foarte multe nunți, adică am rămas la serviciu și am continuat cu majoratele și botezurile. A mai venit o nuntă, nu știu dacă în același an, nu cred, în 2005 și încă o nuntă în 2005. Și s-au adunat atât de multe evenimente, atunci în 2005, în 2015, pardon, scuze, încât am zis nu pot să fac față și cu serviciu și cu evenimentele pe care le am, adică ajunsesem la serviciu să editez și am zis ok, ne oprim aici și am făcut pasul către nunți. Logic, am căutat să merg pe mai multe nunți, au început să-mi placă, din primele trei au început să-mi placă, chiar prima a fost foarte faină, oamenii au fost foarte faini, am avut norocul să fie oameni foarte faini, oameni modești, chiar foarte modești, dar foarte, foarte drag. Și acum dacă mă întâlnesc cu ei pe stradă, Vlăduț, ce faci? Sunt super, săru mâna. Adică a fost o legătură foarte faină și chiar mi-a plăcut treaba asta. Eram foarte timid înainte, adică până la 25 de ani cred că aveam nevoie de foarte mult curaj ca să vorbesc cu persoane sau să intru într-o discuție, cu atât mai puțin să vând ceva, cum se întâmplă în cazul nostru, că până la urmă vindem, da, corect, lucruri. Corect. Și ca să nu sar foarte rapid, asta s-a întâmplat în momentul în care am ajuns la nunți. Adică majoratele m-au ajutat, botezurile m-au ajutat, pe lângă altfel de evenimente, ședințe, foto și altfel de shooting-uri, nunțile m-au ajutat să mă dezvolt foarte mult din punctul ăsta de vedere. Adică eu nu aș fi vorbit cu tine atât de mult fără oprire în condițiile de acum 10 ani. Sunt total de acord cu tine și am avut aceeași experiență din punctul ăsta de vedere. Adică și eu eram ușor introvertit în școală, în facultate și așa mai departe, dar odată cu industria asta fotografică a nunților, în care am înțeles că trebuie să te implici și să fii văzut și să fii ascultat, absolut, ușor am scăpat de toată chestia asta și acum nu mai reprezintă o problemă chiar să vorbim în fața camerei. Înainte probabil că n-aș fi deschis gura în fața camerei dacă m-a filmat cineva. Eu în presă am făcut cam de toate, de la presă scrisă, la online, la TV, la radio și la TV, cu tot ce ne pregătise în facultate. Am făcut facultatea de jurnalism la București, cu tot ce ne pregătise profesorul în timpul facultății. Când am ajuns în fața camerei, pe bune, nu într-o clasă, ci pur și simplu o emisiune de fotbal, ce îmi plăcea mie să fac, în primele 10 minute am băut 3 pare de apă, nu mai aveam salivă, nu mai puteam să vorbesc și mi-aducea cu aminte senzația aia. A fost o senzație de te strângea de gât, deci pur și simplu erau niște ghiare care te strângeau de gât. După care, după care în vreo lună cred că a trecut
a mai trecut. Încă rămăsese puțină emoție acolo, dar am trecut, clar. Și pe partea de wedding, ce-ți place, adică acum considerăm deja că ești un fotograf din 2015 până avansăm un pic în viitor, ai ajuns un fotograf care să fie destul de cunoscut între clienții tăi, între fotografi, în comunitatea fotografilor ești unul dintre fotografii cei mai bine cunoscuți, organizezi workshop-uri, ai foarte multe proiecte personale. Ce-ți place în momentul de față, ce contează pentru tine cel mai mult atunci când faci fotografie de nuntă și care este ținta ta pentru oamenii care te angajează? Tot. Ce nu-mi place, ca să pornesc așa, pentru că țin cont că restul îmi place aproape tot, ce nu-mi place sunt orele foarte multe de muncă. Adică la un moment dat este mai mult decât ce-ar fi nevoie. Pentru că sunt 16 ore cel puțin sau cel puțin 15, depinde. Eu încerc acum să scad cât mai mult din ore. Dar e foarte mult timp pe care îl petreci la nuntă. Oamenii sunt faini, clar, și pe baza asta merg, ca să leg de ce m-ai întrebat tu, trebuie să fie miri foarte faini întotdeauna și să mă înțeleg foarte bine, să există o chimie între noi, altfel nu putem să colaborăm și să iasă ceea ce tu ai văzut și ceea ce tu vrei să iasă. Corect. Și atunci, ca să iasă lucrurile astea, trebuie să fim pe aceeași lungime de undă, cum îmi place să spun, și de treaba asta se leagă și ușurința prin care aș putea să trec prin cele 16 ore. Dar se simt. Dacă ai dublat, dacă l-ai dublat, adică sâmbătă, duminică, se simte din ce în ce mai mult. Și faci nunți și sâmbătă și duminică, adică dublezi weekendul? Anul ăsta o să fie vineri, sâmbătă, duminică. Doamne ajută, adică teoretic pe foaie sunt. Să sperăm că așa rămân. Din cauza ceea ce s-a întâmplat, dar să sperăm că se pot face. Da. Asta e un lucru care nu-mi place. De-a lungul timpului am exclus lucrurile care nu-mi plac, adică mie nu-mi plăcea să fac fotografii la intrare, cu fiecare pupându-se sau cu fiecare având deja geaca pe ei și plase cu schimburi, nu contează cât de high este o nuntă, tot ai niște schimburi la tine, da? Corect. Și atunci i-am sfătuit de fiecare dată mirii să facă după, să-și o cabină foto sau să vorbească cu ei, să se placeze în altă parte și să îi lase să își dea jos hainele, să treacă pe la garderobă, toate lucrurile astea. Tot ce nu mi-a plăcut să fac de-a lungul timpului, am făcut în așa fel încât să scap de ele. Ori să le înlocuiesc, ori pur și simplu să scot toate lucrurile negative în față și să-i conving pe miri de realitate că nu e chiar ok ideea asta. Îți alegi în general oamenii cu care lucrezi, mirii, adică oamenii cu care lucrezi per total. Adică și la video, recomandările. Aici, sunt clar, cu toții ne alegem, dar mă refer la miri. Îți alegi miri, adică dacă începând de la miri. Tocmai ți-am zis că este foarte, foarte important treaba asta pentru mine. Și eu mă întâlnesc cu toți mirii înainte. Au fost perioade, sau o perioadă, până în 2017, chiar și 18, în 2018 a fost o nuntă, parcă. Nu mă mai aștept memoria de ceva timp. A fost o singură nuntă pe care am luat-o prin e-mail. Adică el mi-a dat mesaj prin e-mail, eu am răspuns, am semnat, nu ne-am văzut, nu ne-am întâlnit, nu ne-am văzut pe Skype sub nicio formă. De atunci și logic că nu a fost cea mai ok nuntă. Și de atunci prefer să ne întâlnim, vedem dacă suntem pe aceleași dorințe, dacă avem aceeași dorință, dacă avem aceeași gândire și dacă mergem înainte, cu mare drag. Altfel, prefer să spun nu. Și am învățat cu greu să spun nu. E greu să spui nu. E dă greu cineva să spui bani nu, și nu, da, spui nu. Corect, corect, da. Acum, la câte nunți ai ajuns, bine, făcând rabat de anul ăsta care e cu totul special, cam la câte nunți ai ajuns să faci pe an? Câte ai ajuns să faci pe an? Am o medie pe care o țin și vreau să o țin, e de 15-20. Deci ăsta ar fi targetul tău de fizic. Fizic. Da, okay. Fizic e cel mai important. Acum mergem un pic, ne îndreptăm un pic către partea tehnică. Spune-ne cu ce echipament fotografiezi tu o nuntă? Am început cu Canon. Ok. Cu nu erau Coolpix. O nuntă. Ok, vorbim de fotografie în general. Am început cu un Canon SX20, cred că ceva de genul, pentru clubbing.
Am continuat cu Nikon, cu D90. Toți banii pe care i-am strâns, i-am investit într-un Nikon și un 50, care stând dulap l-am folosit de câteva ori, și 18-55 cu care am tras 2 ani. Adică obiectivul ăla a fost extraordinar pentru început. Chiar își face treaba dacă știi cum să folosești restul tool-urilor pe care ți le oferă fotografia, poți să faci o nuntă și cu 18-55. Bine, acum o spunem noi că știm deja la ce să fim atenți. Absolut. Dar, probabil cu un fotograf aflat la început de drum ar fi probabil un pic mai dificil să înțeleagă toate lucrurile astea. Că de aceea am și ajuns la 24-70, 70-200, 1.4, 1.2. După care am stat până în 2018 cu Nikon de 750-800, tot feluri de D-uri. Și am luat primul Sony, un A7 III. Am zis că nu o să fac trecerea direct pentru că nu știu la ce să mă aștept. O să văd să o combin. Și am combinat un an de eveniment, un an întreg, cu Nikon și Sony. În paralel. După care, la final de 2019, am trecut complet pe Sony. Ah, felicitări. E un avantaj pe care mirrorless-ul ți-l oferă. Neimportant este brandul, dar mirrorless-ul în general. Absolut, e un avantaj pe care nu fac reclamă la nimic. Da, din punctul meu de vedere, pentru spate. Asta a fost primul lucru pe care am luat în calcul atunci când mi-am luat mirrorless, pentru că aveam dureri de spate. Și din secunda în care din primele două săptămâni de când am început să folosesc și, pentru că mă duceam mai mult pe Sony, n-am mai avut dureri de spate. Deci automat ușurarea echipamentului din punct de vedere fizic a contat foarte mult în timpul unui eveniment. Și acum toată lumea mă întreabă, bun, și ce obiective ai? 1.2, ți-ai luat 1.8, 1.4? Nu, pentru că sunt la fel de grele. Corect, nu pot să la fel de grele obiective. Și la fel de mari. Exact. Nu pot. Fizica, din păcate, nu poate fi înșelată. Și... reușim în scurt timp, dar nu pot să-mi iau obiective scumpe sau foarte noi, foarte faine, pentru că m-aș întoarce la un DSLR. Pot să pun un grip? Păi de ce nu pui grip? Păi corect. Dacă îmi pun grip, îl fac cât un body de DSLR, dar 1.4 nu ai nevoie? Nu, pot să mă descurc și cu 1.8. Chiar pot și să mă descurc. Ca să înțelegem care sunt obiectivele tale to go, kitul tău to go la o nuntă. Am avut un 28 pentru Sony, că acum am trecut pe Sony. Da. Am avut un 28 care era genial, la un 2.0 genial pentru că era de 180 foarte de grame mic. Sau de 200 foarte de grame. Mic. Da. Dar a trebuit să-l dau pentru că am luat și acum nu-mi pare rău, Tamronul de 17 28. 28 și 28-75. Nu știu ce au pus. Triada magică de la Tamron. Da, nici eu nu înțeleg și eu le am pe amândouă. Sunt două obiective excelente, doar că ezit un pic să trag cu 28-75. Îl folosesc mai mult la cununii civile, botezuri, unde nu vreau să stau să schimb obiective. Exact. Și astea două sunt pentru tine? 85-1.8 de la Zeiss și 35-1.8. Ăsta nou, 35-1.8, ăsta nou, ăla mic. Cel ușor, da. Ok, super tare, da. E un kit într-adevăr. Nu am nevoie de altceva. Poate de cel 70-200, dar nu am cum să-l iau. Urmează să apară 70-180 de la Tamron ca să completez triada magică de la ei, dar nu știu cum au potrivit-o pe asta, au mers 28-75 și apoi au redus de la 70 la 180. Nu știu de ce ei au făcut știu. 17 ăla în loc de 14. Că se simte și simte. Obișnuit cu 14-24 de la Nikon, Doamne ce-l simt, dar e okay. Ai varianta de la Sigma, care îți oferă chestia asta, 14-24, numai că este mai greuț, mai mare, mai scump, adică sunt niște drawback-uri de care ne lovim. Dar să nu înțelegem greșit, sunt fotografi, 80% din fotografi vor în continuare să-și cumpere cea mai nouă și cea mai performantă aparatură, trec prin... Problema pe care o am eu, care este rezolvabilă, dar nu vreau să o rezolv pentru că o să apară din nou. Și chiar vreau să scap de toată greutatea, că nu am de ce. Plus că e foarte greu, aveam bătături de la DSLR. Da, cred că le mai am, că nu au trecut, au trecut atâția ani de cât timp am avut deja bătături. Deja s-a tăbăcit pielea, exact. Nu mai avem încotro. Iar Sony-ul țin ceva de genul, da, sau un deget.
Spune-mi legat de partea asta de participări la concursuri. Am văzut că ești destul de activ sau cel puțin ai fost într-o perioadă destul de activ încât ai participat la foarte multe competiții naționale, internaționale, putem să spunem nume, nu contează, Fearless, WPS, fotograf, cameraman. Te-a ajutat experiența asta în a deveni, în a evolua înspre bine? N-am stat să mă gândesc. Din punctul ăsta de vedere, m-am gândit la ce mi-au adus ele fizic. O parte, sau fizic, palpabil, o parte dintre ele nu mi-au adus absolut nimic, pentru că nu ajungeau la miri, dar ajungeau la fotografi. Asta cu premiile câștigate pentru fotografi este o hrănire a ego-ului tău. Nu cred că este altceva. O recunoaștere a ceea ce faci tu, dar doar pentru ego, pentru că nu-ți dă nimeni de hrană. Să te facă să te simți mai bine. Exact. Să te facă să te simți mai bine și să-ți dorești poate mai mult. Exact, nu-i de neglijat, nu pot să zic că e de neglijat. Dar nu trebuie să-ți faci un țel în viață doar pentru treaba asta. Logic că dacă ai fi pe primul loc, te-ar ajuta și la miri, clar. Adică și palpabil. Siguranță. Ar fi. Dar între locul 2-3 și restul, prea puțin. Restul care câștigă, logic ceva. E prea puțin. Din 20 de mirese, să luăm numărul ăsta ca să fie mai ușor, din 20 de miri pe an sau 20 de evenimente pe an, poate două dintre mirese, miri în niciun caz, două mirese să spună altor colege de muncă sau altor prieteni, uite ce a câștigat fotograful meu, cred că ceva de genul. În rest, nu prea. Și asta oricum nu am avea cum să o verificăm, nu am avea cum să o aflăm, dacă chiar s-ar întâmpla. Dar nu, eu mai văd pe Facebook și mai vorbesc cu el la telefon destul de repede după ce am câștigat ceva, nu pentru asta, dar pur și simplu vorbesc cu el la telefon și spunea, uite, chiar vorbeam cu o colegă de-a mea și spuneam de premiu și am văzut că ai luat premiu, adică așa am putut să testez. Uh-huh. În rest, fai, logic, o să zic important. Că da, am zis și altora. Nu, lasă-le să zică de la ele dacă vor ei să afle ceva. Corect. Și te-a ajutat să devii mai bun în ceea ce faci, să evoluezi în bine chestia asta, experiența asta? Dacă ne gândim la evoluție fotografică, da, da. Pentru că eu sunt un genul de persoană care acceptă critica. Și atunci când puneam fotografii și nu înțelegeam de ce nu se întâmplă nimic cu ele, adică apărea lista de câștigători sau de premiați și nu aveam niciuna. Și îmi tot puneam întrebări, de ce, pentru că te atașezi foarte mult de fotografiile pe care le faci. Orice fotograf se atașează, dar nu orice fotograf este capabil să discearnă care este adevărul despre fotografiile lui și care nu. Și atunci eu mi-am pus întrebările astea și am plusat la partea de workshop-uri, m-am dus la mai multe workshop-uri, m-am înscris și la mai multe concursuri, dorind să văd care este modul în care se jurizează, ce se caută, ce este nou, de ce fotografii de pe care le-am postat nu sunt bune, de ce alea care au luat premii au câștigat premiile și tot așa. Da, din punctul ăsta de vedere, da. Și acum văd cu alți ochi fiecare fotografie pe care o editez. Nu fiecare. Ai început să o vezi critic. Ai început exact. Să o vezi obiectiv. Nu mai privești imaginea știind că e făcută de tine, nu mai e subiectiv, e o imagine care îmi place, ci o evaluezi strict din punct de vedere subiectiv al rămâi. Criteriilor. Subiectiv oricum rămâi și îți place sau nu. Dar e vorba că acum, după ce ai acumulat atâta experiență, înțeleg că ai învățat să-ți evaluezi cât mai obiectiv imaginile și să spui asta ar putea să ia ceva, asta nu. Da, cu cât înveți treaba asta, cu atât îți dai seama că din ce în ce mai puține fotografii de ale tale. Pot să ia. Corect. Bine. Noi putem să sperăm în continuare acum, na. Corect. Clar. Acum ține și de tine câte fotografii bune faci sau nu. Sau cât de mult urmărești să faci fotografiile de concurs și cât urmărești să faci fotografiile pentru miri. Pentru că nu toți mirii o să pună o fotografie de concurs în care ei se văd, nu se văd deloc, dar este nu știu ce relief în spate, care este în evidență. Sunt într-adevăr fotografii extraordinare pe care ar putea să cumpere și alți miri care nu sunt în fotografie. Clar, asta da. Corect. Înțeleg că tu tragi mai mult pentru miri și mai puțin pentru concursuri. Da. Partea cu concursuri vine ca o confirmare pentru tine dacă într-adevăr e vreo imagine care merită, nu? Da, și drept dovadă, anul care a trecut a adus destul de puține premii pentru că nu chiar m-am stat și m-am uitat în fotografii și spune,
da, uite, m-am simțit atât de bine la evenimente și am avut un feedback atât de bun de la Miri, încât nu am făcut câte fotografii pentru mine aș fi vrut, deși ar fi trebuit să fac mai multe. Au fost câteva, au câștigat premii, dar parcă mergeau un pic mai mult. Un pic. Dar da, într-adevăr, mare parte din timp trag pentru Miri. Da, nu, așa se întâmplă întotdeauna, adică și eu, la rândul meu, trag în proporție 99% pentru Miri și 1% pentru mine, pentru că îmi doresc ca oamenii să fie, în primul rând, fericiți cu ceea ce primesc și amintirile lor primează. Dacă e să rămână o imagine de concurs în toată nunta, atunci eu sunt fericit. Chiar mă uitam la un botez pe care l-am editat de curând, pe care l-am avut la sfârșit de anul trecut. O singură imagine am avut pentru concurs și am luat câteva distincții cu acea imagine, dar altele n-am fost în stare să aleg de acolo. A fost așa. E suficient, mai ales că la botez ai putea să consider că e un pic mai greu, că nu se întâmplă atât de multe lucruri ca la o nuntă. Se pot întâmpla, dar nu mereu. Nu mereu. Și Vlad, știu că tu ai dezvoltat în ultima vreme un proiect ce ține de partea asta de workshop-uri online și tu organizezi oricum de mai multă vreme partea de workshop-uri. Spune-mi mai multe despre proiectul ăsta al tău nou și spune-ne nouă tuturor celor care ne ascultă. Ok, păi în primul rând să încep de la început, că nu pot să încep de la final. Și toată treaba asta a venit în urmă cu câțiva ani. Chiar vorbeam cu Ovidiu acum ceva timp, înainte să lanseze workshop-ul lui. Și noi de-a lungul timpului, în ultimii 2 ani, cred, el a fost și fotograf la mine la nuntă, de-a lungul timpului noi am alternat proiectele. Adică, întâmplător am vorbit despre aceleași proiecte, el a lansat unul, eu am lansat altul, el unul și eu altul și tot așa. Doar că e foarte important să le lansezi la timpul lor. Adică, dacă tu crezi că un alt moment este prielnic ca tu să faci ceva, cel mai bun moment să faci ceva este acel moment, în acel moment. Nu trebuie să lași pe mai târziu să faci lucrurile. Și am avut de mai mult timp ideea de a realiza workshop online. Am făcut workshop-uri în țară, la Deva, la București, la Câmpina. Și mi-a plăcut foarte mult treaba asta, am văzut că lumea vrea să învețe și m-am gândit că este o variantă foarte bună de a lansa o variantă pentru digital, pentru online, doar că nu ar trebui să excludem treaba asta, că în România nu sunt foarte multe și atunci este o bună oportunitate de a ajuta oamenii să învețe. Asta a fost cu workshop-ul online. Legat de platforma de fotografie pe care am lansat-o în același timp cu workshop-ul de fotografie, mi-a venit ideea destul de simplu. Eu când stau în casă am foarte mult timp liber să mă gândesc și mai ales acum în perioada asta. Rotițele merg în continuare. De asta eu nu mă pixez niciodată atunci când stau acasă, pentru că gândește creierul. Și platforma de fotografie reprezintă o platformă integrată pe Patreon, în care fotografii pot să găsească tutoriale despre fotografie, logic, și să pună întrebări la care eu le vor răspunde în format video. Adică tu ai pus o întrebare legată de, nu știu, cum se face bounce-ul corect, de exemplu, la un eveniment. Sau de ce nu-mi iese bounce-ul atunci când trag în față? Păi ăla nu e bounce, ăla e direct flash, știi? Am întors. Și bounce din fața lui. Adică. E da, bounce din față, da. E bounce la tine dacă ți-ai face singur un selfie. Și atunci am lăsat platforma de fotografie unde lumea poate să întrebe și să-i se răspundă sub formă de video mult mai detaliat decât aș fi răspuns eu dacă, nu știu, ne auzeam la un telefon sau îți răspundeam pe Facebook, cum se întâmplă de foarte multe ori. Sunt foarte multe întrebări pe care le primesc pe Facebook și le răspund întotdeauna, doar că practic ai avea mai mult timp și ar fi mult mai detaliat dacă le răspunde video. Tocmai pe asta se bazează și PDF-ul, platforma de fotografie, pentru că acolo există tutoriale deja. În fiecare săptămână, momentan, sunt updatate tutorialele. Nu știu acum, există în modul în care realizez un slideshow, cum editez, cum fac selecția, cum fotografiez, sunt ședințe foto filmate și postate acolo. Toate lucrurile existente acum se vor mulți odată cu fiecare săptămână trecută în care este updatat conținutul de acolo.
Și de fiecare dată când fac un proiect nou, așa cum a fost și totul despre nunta noastră, prima carte printată despre nuntă din România, am investit foarte multă pasiune și muncă în treaba asta și chiar cred în proiectele mele. Adică cred pentru mine, cred pentru nu dezvoltarea mea neapărat, ci pentru tot ce fac eu ca să las ceva în urmă. Mereu am crezut în treaba asta, că atunci când treci prin viață trebuie să lași ceva în urmă. Oricât corect. De nu de rău, în primul rând, că ar trebui să lași bine, bun. Oricât de mic sau mare este proiectul pe care îl faci, trebuie să-l faci pentru că te ajută pe tine psihic, în primul rând. Acum, odată cu lansarea acestei platforme, vei mai organiza și workshop-uri fizice la care oamenii să vină să te asculte? Da, sigur. Sunt unii care consideră că vor să mai degrabă să interacționeze cu mine la workshop-urile fizice decât să... Da, adică online sau? Sunt de acord cu treaba asta, adică și eu sunt același tip de persoană, îmi place atunci când vreau să mă duc să învăț de la o persoană, vreau să fiu față în față și oricâte întrebări aș avea să le adresez atunci pe loc, cu toate că și partea asta de online odată cu criza asta COVID-19 ne învață că trebuie să ne adaptăm viața un pic și către zona de online și din păcate asta se întâmplă și e realitatea, trebuie să o facem. Cred că cumva lansarea acestei platforme PDF, platforma de fotografie pe care tu o să lași un link undeva aici, ai prins un moment prielnic odată cu criza cauzată de acest virus, în care oamenii... Nu ți-l doreai, dar așa. Uite că s-a întâmplat să fie un moment prielnic în care oamenii sunt în căutare de educație în zona de online. Chiar și eu caut acum un curs de formator, pentru că e o chichiță a mea din totdeauna în care mi-am dorit, atunci când voi porni o serie de workshop-uri, vreau să fac o chestie educațională și cumva vreau să am un statut acreditat de formator în toată chestia asta și nu găsesc cursuri online dar nu chiar online. Te rog. Asta online. Da, am găsit în să te duci fizic acolo, dar când va trece criza. Nu se știe când va trece criza și dacă tot stăm acasă și pierdem vremea în fața calculatorului și nu numai, aș putea să folosesc timpul ăsta să mă educ și cu toții am putea să folosim chestia asta. Și apropo, probabil dacă se uită ceva oameni din zona asta de organizări de cursuri acreditate, poate iau în considerare. F64 am văzut că au lansat o chestie de cursuri online, micuță, pentru moment. Chiar că e puțin mai greu să faci treaba asta în momentul în care tu trebuie să dai un examen la care îți vin oameni din minister. Examenul este fizic, pe care tu îl vei da fizic acolo, dar la partea de școlarizare nu cred că sunt... Aici de acord cu tine. Dar în perioada asta cum ai putea să faci? Da, bună întrebare și cei care se ocupă de chestia asta ar trebui să gândească și așa cum ședințele de guvern... Băi, nu știu, dar așa cum ședințele de guvern sunt online și toate genul ăsta de întâlnirile, ar putea să se gândească și la o variantă de evaluare pe zona de online. Nu ar fi nimic dificil în chestia asta. Uh-huh. Adică o măsură de control cred că ar fi interesant. Bun, acum... Că tot am abordat subiectul COVID-19 și faptul că noi suntem izolați, în autoizolare, am decis să stăm acasă cu toții și cumva forțați de autorități. Da. Ce faci tu? Ce faci tu în perioada asta? Cum îți ocupi timpul? Ce fac de 5 ani cu acea de când sunt de nuntă? Și stau peste 60% din timp în casă, acum stau 99% din timp în casă pentru că 1%... Hai să zicem că e 1% în momentul în care te duci și faci cumpărăturile. Din ce în ce mai rar, săptămâna trecută mi-am cumpărat pentru 2 săptămâni ca să nu mai fiu nevoit să tot intru în contact, pentru că mi se pare ok să ieși la 2 zile din casă și iar să iei contact cu oamenii, cu produsele, mă rog, poate am luat-o puțin paranoia. Nu, e o chestie de realitate. Cu asta ne confruntăm acum. Nu-ți spun să îți faci provizii pentru o lună, că te-ai plictisit, poate te-ai îmbolnăvit să... mănânci aceleași lucruri o lună, ce ține o lună? Conserva și alte puține lucruri. Alimentele neperisabile, atât. Exact. Dar nici de 2 zile. Că la 2 nu mai văd rostul să stai în casă. Odată pe săptămână, maxim odată la 2 săptămâni, ar fi recomandat pentru toată lumea. Acum, na, că te duci la pâine, că te duci, da, cred că poți să ții pâinea îmbalată care să țină o săptămână. Nu am înțeles în România treaba cu pâinea. Nu înțeleg, pentru că eu nu mănânc pâine și nu înțeleg ce se întâmplă cu pâinea, de ce ții mașină pentru pâine, robot care face pâine, că s-au terminat toate la anumite firme de
online de retail. Da, putem da nume pe canal, nu-i niciun bai, nu facem reclamă nimănui, dar putem da branduri, că nu suntem televiziune. S-au terminat toate produsele de genul acesta. De ce să faci lucrul ăsta? Adică, poți sunt unii care mănâncă pâine? Multă pâine, la o masă okay. O pâine. Nu chiar vreau să vorbesc, că nu știu, nu înțeleg. Nu știu, eu în afară de câteva sandvișuri pe care mi le fac pentru că îmi place să mănânc câte un sandviș odată la nu știu timp, în rest eu nu mănânc pâine la masă, pentru că nu mi se pare o asociere bună. Nu am nimic împotriva nimănui, logic. Da, clar. Dar ce faci tu din punct de vedere creativ acasă în perioada asta și cum te avantajează, să zic așa, statul ăsta în casă? Pentru că pe noi, cei din zona creativă, cu toate că nu avem proiecte, nu avem nunți, nu avem evenimente pe care să le fotografiem, noi suntem genul de persoane cărora nu ne dăunează statul ăsta în casă. Dar ce faci tu pentru a te ajuta pe viitor? Dar proiecte poți să ai în continuare. Proiecte de genul tău, proiecte de genul meu cu live-urile pe care le fac, proiecte, o să încep mâine chiar, este un live pentru elevi, vom începe cu un liceu din Câmpina, cu Nicolae Grigorescu, și de la aceeași oră, de la care am început și astăzi, chiar dacă nu o să fie postat astăzi, miercuri, o să fac primul live de genul acesta în care o să vorbesc cu elevii despre fotografie, despre COVID, despre modalități de promovare, despre lucruri pe care la care ar trebui să te gândești când ești clasa 12 sau a 9 sau a 10 sau a 11 sau mai jos, și ăsta este un proiect nou. Pe lângă faptul că naște mintea proiecte noi stând acasă, lucrez la platforma de fotografie, adică în fiecare săptămână sunt postate tutoriale noi, clar, îmi ocupă timp. Mai am încă 3 evenimente de editat. Oh. Da, nu le-am făcut recent, dar odată cu toată treaba asta le-am amânat puțin, pentru că m-am luat cu alte lucruri și nu pot să spun că în ultimii cel puțin 2 ani m-am plictisit vreodată, mai mult de 10 minute, da, mai degrabă m-am plictisit la filme, când am fost să le văd. Dar acasă nu mă plictisesc. De câteva zile am început să urc treptele de la casă. Le urc și le cobor de nu știu câte ori. În fiecare zi mai adaug cât un nivel urcat. Și ce mai facem? Ne jucăm. Citim. Stăm citești. Cu soția. Da. Citesc. Ce citesc? Ce citești? Am luat din nou Salinger. Și vreau să-l duc la capăt. Mai am o carte, nu știu numele, pe care vreau să o citesc, legată de nemți. Și e destul de stufoasă, dar probabil că în perioada asta o să o ducem rapid la capăt. Ce facem? Sunt ceva cărți pe care le-ai recomandat fotografilor din zona asta de fotografie, pe lângă cartea ta, care, apropo, cum se mai numește încă o dată? Totul despre nuta noastră, dar nu o recomand fotografilor neapărat, pentru că este pentru mirese sau pentru viitoarele mirese. Da, fotografii ar putea învăța din experiența asta pe care tu ai descris-o acolo. Asta este adevărat. Au fost chiar și săptămâna trecută 2 persoane care m-au sunat să mă întrebe lucruri legate de cum pot să facă o comandă pentru Totul despre nuta noastră. Și chiar voiam să mă asigur că ei știu despre ce este vorba în carte. Adică m-am mirat că ei au vrut să iau o carte care nu le este destinată lor, dar am înțeles că ei vor să vadă cum am gândit eu toată organizarea pentru mirese, ca să-i ajute și pe ei, să-i ajute la rândul lor să-și organizeze nuta. Da, pentru că nu sunt foarte multe. Uite, eu am o carte aici despre nuntă, Fine Art Weddings Photography, este o carte destul de veche, pe care am comandat-o de pe Amazon acum multă vreme, dar care în continuare este foarte, foarte benefică pentru tot ceea ce înseamnă industria nunții. Adică te ajută să înțelegi foarte multe aspecte și cred că oamenii asta sunt în căutare, în perioada asta sunt în căutare de foarte multă informație, având mult mai mult timp acasă, și cred că ar ajuta treaba asta cu cititul. Adică sunt foarte multe cărți de fotografie și nu neapărat de nuntă. Sunt cărți din care ne putem forma mult mai bine, ne putem educa vizual. Chiar am o carte de Avedon care te ajută să te educe din punct de vedere vizual, analizând cum omul acela acum mulți ani a interpretat anumite situații absolut banale și le-a transformat în artă.
Ca să-ți răspund la întrebare, nu sunt un avid al cititului cărți de fotografie, trebuie să recunosc treaba asta, prefer să mă uit la tutoriale și workshop-uri, să cumpăr workshop-uri online sau să merg la workshop-urile fizice decât să citesc, pentru că atunci când am timp de citit fac altceva. Cum ziceam mai devreme, creierul meu merge în continuu și prefer să mă afund în mici proiecte sau mari proiecte și atunci timpul de citit e micuț, e redus, da. 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 Nu mai avem timp de toate, dar da. În perioada asta cred că pentru mulți ar fi un avantaj să se concentreze foarte tare pe actualizarea portofoliului, pe actualizarea site-ului, pe actualizarea cunoștințelor despre promovare online, despre cum să-ți crești un pic business-ul în zona online. Uite, cărțile despre educație în zona marketingului online și nu numai sunt o bună idee pentru cei care vor să învețe despre chestia asta. Și îți recomand workshop-urile legate, da, de creșterea marketingului. Corect, corect. Gary Vee, uite, dacă vrei să zic un autor de carte digitală online, dar nu este nici autor de carte și nu este nici scriitor, este Gary Vee, Vinyachuk, care este unul dintre cei mai puternici oameni pe social și face lucruri extraordinare și chiar îl urmăresc. Cum crezi că va evolua sezonul ăsta 2020 în contextul crizei cu virusul COVID-19 și cum crezi că va fi afectat totodată sezonul 2021? Ne luăm după ce date avem acum, după ce știm acum sau după ce presupunem? Că nu-mi după ce presupui tu în funcție de datele pe care le ai. Ok. Pentru că sunt multe variante și nimeni nu știe adevărul, dar cumva cred că părerea unui fotograf experimentat ajută comunitatea în a se liniști în primul rând și în a trata la rece și cât mai cerebral situația. Asta am vorbit în ultimul live cu Eddie Carp și am discutat despre tot ce înseamnă COVID acum 2 săptămâni. La momentul acela eu reușisem să vorbesc cu toți mirii mei până, care au nunta până în mai și se întreb de sănătate, se întreb dacă s-au gândit să amâne, care e efectul COVID-ului asupra gândirilor legate de nuntă și majoritatea de până în mai au mutat nunțile, le-au amânat, n-a fost nicio anulare. Ideal este să fie amânate tot anul acesta, pentru că la anul deja eu am evenimente și locurile sunt iar la fel de limitate, aproape la fel de limitate ca anul acesta. Nu știi dacă în aprilie o să fie din nou în 2021. Da. Nu știi cât timp o să mai țină acum. Tocmai de asta, fiecare săptămână cu care trece, mai adaug câte o persoană cu care vorbesc din miri. Și probabil că dacă până la mijlocul lui aprilie nu o să treacă tot, sau mă rog, nu o să ajungă la un punct culminant după care o să înceapă să coboare treaba cu COVID în țara noastră, poate chiar și per total, o să discut și cu mirii din iunie. Până atunci, momentan, nu mă agit, oricum nu mă agit sub nicio formă, pentru că dacă te agiți nu rezolvi nimic și sunt destul de ok psihic, adică eu m-am gândit la atâtea scenarii urâte și ultimate în viața mea, încât acum este unul dintre ele ce se întâmplă, din păcate, da. Dar nu pot să zic că sunt speriat. Fac, asta se întâmplă, asta avem, cu asta defilăm. Da, corect. Și momentan, cred că până în iunie, nu știu dacă atinge și iunie, cu cât trece mai mult timp, cu atâta ne confirmă că este și iunie afectată. Sperăm să nu fie iulie, august, septembrie, octombrie, pentru că asta ar însemna zero complet în domeniul fotografiei, cel puțin, legat tot de domeniul evenimentelor. Iar la anul, cum se anunță a fi, stai așa, la anul ăsta, cum se anunță a fi, full, dacă trece până în iunie sau dacă se oprește, deja sunt evenimente vineri, sâmbătă și duminică. Adică crunt, nu full. Crunt pentru că e foarte obositor. Oricum, eu am spus mirilor mei și le spun în continuare că
nu contează dacă eu am nuntă sâmbătă, duminică, eu o să fiu la fel de fresh vineri, sau nu e cel mai bun exemplu. Dacă ai nuntă duminică și am nuntă vineri și sâmbătă, pot să fiu la fel de fresh și o să fac treaba la fel de bine și duminică. Bine, doar tu vei ști ce vei face pentru asta. Exact. E testată, am avut 4 zile evenimente, 5 maxim record, 5 zile legate, am supraviețuit, nu e ok, dar este o situație de urgență, acum ar trebui să ne încărcăm cu toată energia pozitivă ca să putem să trecem de un sezon și greu. Și să ne odihnim, mai ales în perioada asta. Exact, să pierdem nopțile. Ne-am, avem același număr de ore. Da. Și la anul, deja, probabil că o să fie la fel de aglomerat ca anul acesta, pentru că cei care voiau să facă anul ăsta, nu vorbim de cei care mută evenimentele, ci voiau să facă, dar nu și-au stabilit încă data, o să mute sigur la anul. Da, am observat și eu chestia asta, cel puțin din trendurile pe zona de marketing, de reclame, acolo unde mă promovez, și pe Google și pe Facebook, am observat o scădere a interesului pentru evenimentele de anul ăsta, o creștere a interesului pentru evenimentele pe 2021, iar cele de anul acesta, lunile mai și iunie, mai toate s-au reprogramat, iunie sunt încă în discuții cu majoritatea dacă vor lua în calcul în funcție de cum va evolua toată treaba asta cu virusul, dar vezi tu, noi fotografii, cei care ne ocupăm doar cu fotografia și nu avem alte venituri din alte surse, cred că cei care fac chestia asta sunt foarte afectați de partea asta de pauză. Cumva pe noi nu ne-a afectat în momentul de față atât de tare, pentru că evenimente în perioada asta, nunți cel puțin, nu aveau loc atât de multe, că e postul Paștelui și așa mai departe. Dar dacă se va prelungi chestia asta până prin mai-iunie, care ar fi sfatul tău pentru fotografii care se ocupă numai cu activitatea asta, pentru un backup plan? Să se angajeze, aici vin cu niște variante ajutătoare, să se angajeze în perioada asta. Poți sau să lași tot timpul ăsta în care n-am zis nimic. Da, continuă, ok, legat de angajare o să-ți răspund, sau? Sau cei care au trecut prin chestia asta și va fi o învățătură de minte să-și gândească un plan de criză pe viitor. Restul, unde poți să te angajezi într-o perioadă în care toată lumea dă afară? Ce mai caută acum să evolueze și ești tu calificat? Pentru că mai sunt probabil firme care o să înceapă să facă substanțe de dezinfectare și măști, dar tu nu ești calificat. Și poți să-ți folosești cărca care probabil va fi calificată să cari alimente pentru cei care fac livrări, de exemplu. E o soluție de criză. E în livrări de mâncare? De alimente. Sau de mâncare. De da. Gen Glovo și... Gen Glovo, Bringo... Lucruri cu care eu nu sunt de acord, nu? Pentru că este o metodă extraordinară de a răspândi virusul. Cine comandă foarte mult în momentul de față? Persoane care sunt în carantină și care au venit abia în țară și nu au cum să acceseze alte alimente pentru că nu au voie să iasă din casă, au venit și au frigiderul gol. Asta un caz. Plus că este un lucru extraordinar de a da mai departe un virus. Am vorbit cu un manager de astfel de locație care a închis și restaurantul și livrările tocmai pe treaba asta, pentru că un virus ține foarte multe ore pe cutia de carton, orică e pizza, orică este mâncare, și o ți-l livrezi la tine acasă. Hai să zicem că dacă ți-l livrezi ție și tu stai în casă, ar fi ultim lucru de pe pământ, dar dacă tu mi-l livrezi mie și o livrez tuturor, cu toate măsurile de siguranță care se iau. Da, sunt soluții de backup destul de firave, adică backup ce? Ar fi trebuit deja să ai un backup, în viață ar trebui să ai un backup. Și aici vreau să ajung. Acum. Da, aici vreau să ajung. Acum că e un moment de criză în care ce zici? Vai, ar fi trebuit să. Putem să vorbim pe viitor. Putem vorbi pe viitor, ca atunci când se va reporni industria și se va reporni economia, exact, ca toată lumea, indiferent de domeniul din care face parte, să aibă un plan de criză, să-și facă un depozit financiar de rezervă sau să-și găsească o activitate alternativă din care să producă.
nu să își țină toți banii pe care îi câștigă deoparte, pentru că dăm drumul la o altă criză. Corect. Pentru că tu îți ții toți banii și nimeni nu mai cumpără, ne întoarcem în 2009, la 2008-2009, la criza de atunci. Corect. Da? Este vorba de un buffer. Corect. Cum sper că îl aveți. Un buffer pentru, nu știu, 6 luni. Buffer, nu 6 luni cu 50 de milioane pe lună, în care tu să faci tot ce voiai să faci și dacă nu erai în criză sau în situație de urgență. Un buffer de, nu știu, hai să zicem, 6.000 pentru o familie. Da, adică un buffer cu care să te ajut să te întreții pe perioada asta în care practic nu faci nimic și să nu ajungi, nu știu, să trebuiască să te duci pe stradă să ceri bani ca să poți să mănânci în primul rând. Ei, nu poți să ieși pe stradă. Corect. Că nu știu cui să-i mai ceri ajutor din punctul ăsta de vedere, dacă ajungi acolo. De-aia trebuie, asta ar trebui să ne fie o lecție de, și o învățătură de minte pentru mulți, indiferent de domeniul din care facem parte, să ne gândim la un astfel de buffer și de rezervă. Eu am încercat să găsesc niște soluții de a lucra își în perioada asta. Nu sunt extraordinare. Mai ales că poate am găsit câte ceva, dar nu eram calificat acolo și probabil că majoritatea fotografilor nu sunt calificați. Este o situație finuță, dificilă, da, dar acum, mai mult ca niciodată, ar trebui să fii foarte chipzuit când faci lucrurile. Nu să mai cumperi lucruri de 3 milioane căruțu, ci de 100 maxim și să fie și mai multe eventual. Am fost săptămâna trecută, atunci când mi-am luat pentru 2 săptămâni. Dacă mi-aș fi luat pentru 2 săptămâni, cred că aș fi trebuit să dau 6-7 milioane pe căruț și am dat 280 de lei. Căruțul plin. Deci ne învață cumva chestia asta, criza asta ne învață să fim și mai chipzuiți. Am observat că aruncăm mai puțină mâncare. Nu mai arunc nimic. Da? Deci nimic. Cumva chestia asta a venit ca pe o palmă de care aveam nevoie noi ca societate în general, societate modernă, să învățăm să apreciem lucrurile mărunte, pentru că în unele continente, într-un anumit continent, se moare de foame și noi aruncăm mâncare. Și chestia asta este un subiect de când lumea, dar este adevărat. Și sper ca treaba asta să nu se aplice faptului că românii au o memorie foarte scurtă și că după ce ieșim din treaba asta, în câteva luni o să revenim. Cu siguranță în prima zi de ieșit o să fie haos, aia care încă mai au ceva, o să fie complet toți. Eu am încredere că românii au înțeles foarte mulți, cel puțin din zona urbană, au înțeles foarte, foarte mulți chestia asta de izolare și care sunt riscurile la care ne expunem și cred că revenirea la viața normală va fi una treptată, nu va fi una dintr-o dată. E adevărat, vom vedea explozie de oameni ieșind afară, în parc, pe stradă, în prima se bucure. În prima zi. Da, dar cumva chestia asta cu educarea înspre zona de alimentație, cred că ne va ajuta. Noi criza din 2008-2009 n-am resimțit-o în România așa cum au resimțit-o cei din Statele Unite, pentru că cumva noi am fost foarte mult timp angajați la, nu la stăpân privat, ci angajați la stat și cumva banii oricum veneau, economia mergea așa cum mergea ea atunci, dar era ok, adică noi am văzut atunci o creștere a economiei treptată, începând cu criza. Pentru că noi eram în criză oricum de pe vremea lui Ceaușescu, da, asta e altceva. Acum, sper că va fi o revenire înspre normalitate cât mai curând, pentru că cu toții suntem afectați în momentul de față, cei din industria anunților poate mai puțin, alte business-uri mai mult, dar asta ne dă șansa să fim mai creativi, să gândim mult mai bine ceea ce vrem să facem și următorii pași din viitor. Și acum, Vlad, că am discutat toate provocările astea prin care noi trecem ca fotograf de eveniment de zi cu zi, spune-mi, dacă ți-ai propus să faci ceva diferit în sezonul următor, făcând rabat de nebunia prin care trecem. Care este sezonul următor? Hai să spunem, să tratăm ca un sezon și 2020 și 2021 la un loc. Pentru că nu știm cum va evolua treaba. Ce ți-ai propus să faci diferit față de ceea ce ai făcut până acum în zona evenimentelor? Cel mai important lucru este că vreau să mă duc mult mai odihnit la evenimente și să mă bucur și mai mult de evenimentele oamenilor,
m-am bucurat destul de mult în anul care a trecut, dar vreau să mă bucur și mai mult, să fiu și mai creativ și sigur o să reușesc treaba asta dacă îmi iau doza de energie, pentru că anul trecut, în perioada în care eu trebuia să nu fac nimic, adică să fiu complet liniștit, ianuarie, aprilie, cred că am avut timp pentru mine 2 săptămâni, ceva de genul, și am plecat obosit din start în nou sezon. Anul ăsta, amasferească sfântul, nu pot să mai zic absolut nimic. Sunt plin de energie și cu fiecare săptămână care trece sunt și mai dornic să fac lucruri noi. Deja mi-am făcut o listă de toate cadrele pe care vreau să le fac, de toate ideile pe care vreau să le fac. Încerc noi metode de a vorbi cu mirii și sigur ies. Adică sigur o să le pun în practică, dar asta este cel mai important lucru pe care vreau să-l fac, să mă duc mult mai odihnit și psihic la evenimente, pentru că asta m-a terminat anul trecut și o să reușesc. Super, sună foarte bine planul, adică cu toții ne propunem asta în fiecare an, dar uite că anul ăsta reușim. Trebuie, adică reușim nu mai să ne odihnim. Da, corect. Pentru fotografii aflați la început de drum, care urmăresc, o bună parte din ei urmăresc canalul Vorbim Fotografie și au foarte multe lucruri de învățat din experiența noastră, a ta, ce sfat le-ai da fotografilor aflați la început de drum? Nu că le-am făcut eu, dar să meargă la workshop-uri. Poate să meargă la un curs de fotografie la început, în care să învețe bazele fotografiei, pentru că eu am pierdut ani buni încercând să-mi dau seama ce este expunerea și focala și bounce-ul și am stricat din punctul meu de vedere multe evenimente. Ele au fost mediocre, dar clienții au fost foarte mulțumiți pentru că nu-și doreau foarte multe, dar cu cât crești ca nivel de client și de dorințe ale clienților, cu atât trebuie să ai nevoie de mai multe cunoștințe. Și mi-a luat 5 până am mers la primul workshop care mi-a demonstrat că ce am crezut eu până atunci, faptul că pot să învăț și singur, este complet greșit. Pot să învăț și singur, pot să evoluez și singur. Dacă te duci la un workshop, crești de 5 ori mai mult. Vezi niște lucruri foarte simple explicate și zici, bă, nu cred, așa se face treaba, atât de simplu e. Și e foarte important dacă mergi la un workshop, la un fotograf pe care îl urmărești, pe care îl admiri în zona aia, ca să fie și mai impactant. Uh-huh. Asta îi sfătuiesc, mai ales că în perioada asta sunt foarte multe opțiuni de a învăța. Dacă vrei să te apuci de fotografie, nu pot să spun că este un job de viitor sau că este un job de viitor, ci pur și simplu dacă vrei să te apuci de fotografie, poți să faci lucrul ăsta. Începând cu workshop-uri, ar fi un mare avantaj dacă știi engleză, pentru că sunt lucruri faine în limba engleză. Când o să treacă treaba asta, workshop-uri online, conferințe. Cu siguranță, mai ales acum, se dezvoltă foarte tare industria asta pe online. Exact. Și să nu crezi că uitându-te pe YouTube poți să evoluezi 100%. Este adevărat că poți să evoluezi, dar ducându-te și vorbind cu fotografi care au experiență, numai din modul în care vorbesc ei, nu toți, mare atenție, numai din modul în care vorbesc ei poți să înveți cum să vorbești cu clienții. Poți să fii calm, poterat, diplomat, pentru că sunt calități foarte importante pentru un fotograf. Și mare atenție că nu toți fotografii sunt avizați, nu de către minister, nu asta nu e important, ci sunt avizați de către breasla asta, în general, să țină workshop-uri. Adică poți să le ții într-un mod negat, să înveți prostii oamenii. Da, corect. Bine, trebuie să te uiți la experiența din urma omului respectiv, trebuie să te uiți la conduita pe care o are, trebuie să te uiți la mai multe lucruri, dar e adevărat că la început e mai greu să înțelegi cum să faci diferența. Poate să fie un fotograf multipremiat care ține workshop-uri și să nu aibă o calitate superioară a stilului de predare, da? Și poate să fie un fotograf care nu are niciun premiu și nu participă la concursuri, dar are înclinație către zona asta de teaching atât de bună încât ar fi păcat să nu te duci la workshop. Da, vezi tu, participarea la conferințe crezi că ar ajuta? Pentru că sunt și foarte multe conferințe. Bine, anul ăsta s-au amânat pentru la anul, dar
au început să apară din ce în ce mai multe conferințe în România de fotografie de nuntă. E o idee bună pentru ei să participe? Eu, de când merg la, de când am început să merg la conferințe, am văzut lucruri foarte bune. De obicei, la conferințele mai mari, unde vin fotografi mai talentați. Am avut și surprize de conferințe mai mici, unde au fost invitați fotografi de care eu nu știam și au fost foarte faini. Dar, iar, mare atenție în selecția conferințelor. Pe cine urmărești? Cine vorbește? Adică, nu pot să intru în detalii, că nu vreau să intru în detalii legate de subiectul ăsta, dar tu trebuie să-ți faci selecția aici. Bă, poți să-ți ofuri de 2, 3 ori, de 4 ori, că așa e la proiecte. Dacă tu nu încerci să faci ceva și tu crezi că nu o să iasă de la început, tu din start ai pierdut. Da, du-te, corect. Încearcă una, două, trei conferințe, vezi cine a vorbit, puneți creierul tău în aplicare, pentru că tu trebuie să vezi dacă aveai un feeling negativ despre un anumit fotograf și așa a fost, sau tu nu știi multe despre un alt fotograf și așa a fost. Hai, data viitoare încearcă să vezi lista de speakeri și mai du-te și după speakeri. Da. Iar corect. În mare parte speakerii, nu în mare parte, hai să zicem 50-50%, 50-50, unii dintre ei nu alternează atunci când merg la conferință. Dacă am o conferință acum și am una peste 2 luni, spun aceleași lucruri. Da. Din păcate, da, am observat treaba asta, dar aici ține de ei și de oameni. Eu personal îmi propusesem pentru 2020 să merg la toate conferințele care urmau să aibă loc. Aveam bilete la toate, toate s-au anulat. Asta este viața, voi face fix același lucru în 2021, pentru că consider că... Nu, fix același lucru, chiar o să te duci. Chiar o să mă duc de data asta, dar în 2021, pentru că consider că, indiferent cine va fi acolo și cine va vorbi, câteva lucruri importante pentru tine și pentru evoluția ta vei putea lua de la fiecare conferință. De la conferința asta iei partea de marketing de la cineva și începi să comunici cu acel om care ți-a plăcut, că e foarte bun pe zona de marketing. De la conferința următoare partea de editare de la cineva care îți place foarte mult, partea de shooting și așa mai departe. Legi prietenii și una dintre cele mai importante lucruri pe care eu le-am văzut și le-am observat de când merg la conferințe și la workshop-uri, partea de networking este extrem de importantă și pe cine cunoști. Bun, e o mare diferență între workshop și conferință, da? Pentru că la workshop te duci ca să furi cât mai multă informație, că asta facem noi ca fotografi, furăm, că asta e termenul. Iar la conferință te duci să socializezi cât mai mult, te duci să te folosești de toate abilitățile tale și de altora pentru a face networking și de a lua de acolo informații. Da? Să nu înțeleagă greșit cei care se duc prima oară la un workshop sau la o conferință, este o diferență între ele. Se mai duc cei care se află la început de drum și la conferințe și cred că este workshop, dar trebuie să înțeleagă că ne ducem la conferință pentru socializare mai mult decât mergem pentru a lua informații, iar la un workshop pentru a învăța lucruri. Crezi că pentru un fotograf aflat la început de drum e o idee bună să se ducă ca asistent, ca second shooter, alături de un fotograf mai experimentat? Clar, pentru că și eu vreau să mai fac treaba asta, de fapt să fac treaba asta, pentru că nu am fost niciodată la o nuntă ca asistent. Și da, cred că dacă ai pe cineva lângă tine nou, un băiat care vrea să învețe sau o fată care vrea să învețe fotografie și stă lângă tine mai mult de un an jumătate, doi, să zicem, ori e vina ta, ori e vina lui, că nu a învățat suficient încât să plece mai departe pe propriile picioare. Și așa s-a întâmplat de fiecare dată la mine. Din păcate, am avut oameni buni care au plecat la evenimentele lor. Bine, uite, eu am un exemplu în echipa mea în care am un asistent care nu este interesat să facă chestia asta, fotografie, ci vine doar ca să mă ajute. Adică e vorba de cumnatul meu, care vine pentru un extra cash pe perioada weekendului să câștige ceva în plus. Mă ajută extraordinar de bine, a învățat tot ceea ce trebuie știut pe zona asta de a-mi oferi ajutor, dar el nu este interesat să facă fotografie și sunt și genul ăsta de asistenți. Cred că genul ăsta de asistenți sunt în beneficiul nostru. Dar pentru un fotograf aflat la început de drum este mult mai important să meargă lângă un fotograf experimentat, pentru că astfel are multe lucruri de învățat și poate să fie o rampă de lansare pentru el, poate să cunoască mai mulți oameni, poate să-și
piardă cumva din fricile pe care le are în modul de abordare alături de clienți și așa mai departe. Deci, în concluzie, da. Și eu cred că e de extraordinar de bună ca un fotograf la început de drum să meargă alături de un fotograf cu mai multă experiență. Mai ales e foarte bună treaba asta pentru cei care apreciază anumiți fotografi și ajung să fie asistenții lor, dar acei fotografi nu știu foarte bine să exprime în cuvinte ceea ce fac sau să explice ceea ce fac, și atunci tu, folosindu-te de propriul tău creieraș, vezi la evenimentele la care te duci ce face, cum lucrează, de ce, logic că poți să întrebi și el să-ți explice, da, care este... Bine. Știi și tu la fel de bine ca și mine și ca mulți alții că în timpul unui eveniment în care tu ca fotograf principal ești concentrat pe ceea ce se întâmplă acolo, nu ai timp să oferi explicații sau să-l iei pe asistentul tău, vino aici, hai să arăt cum fac chestia asta, cum fac chestia asta. El trebuie să fie suficient de smart și să aibă ochii și timpanele destupate să acumuleze cât mai multă informație on the go. În timp ce totul se desfășoară. Da. Asta le zic de fiecare, dar faceți o listă cu lucrurile pe care vreți să le aflați, le vorbim fie în mașină, pe drum, fie la local când mâncăm. Sau când sau mai după. Stau, sau nu prea. După. Sau după eveniment. Da, le răspund cu mare drag, dar nu atunci, pe loc. Da, eu am o abordare câteodată un pic îndrăzneață. Le dau asistenților mei o temă. Le dau o temă în timpul nunții și zic că vii la mine când ai o fotografie bună de la momentul ăla. În momentul în care am considerat că ai o fotografie bună de la momentul ăla, să surprinzi, nu știu, dau o temă, vreau să surprinzi mireasa, în momentul ăla când ai venit cu o fotografie bună, trecem la următoarea etapă. Și totodată, în momentul în care termin o nuntă, îi rog să facă o selecție de până în maxim 50 de fotografii din toate fotografiile pe care ei le-au făcut la nunta respectivă, să facă cea mai bună editare pe care ei o au și să-mi prezinte povestea din punctul lor de vedere, după care discutăm imaginea respective. Astfel încât să aibă cât mai mult de învățat din chestia asta. Editarea, e adevărat, e total subiectivă și fiecare o face așa cum simte, dar mă leg și de chestia asta, pentru că sunt mici defecte pe care oamenii care nu s-au lovit de anumite aspecte, le întâmpină și nu știu cum să le gestioneze. Exact, așa fac și eu cu asistenții noi, îi pun să editeze toate fotografiile, mă rog, să-și facă ei o selecție, eu vreau să-mi trimită toate RAW-urile existente în aparatul lui, el să-și facă o selecție și din 300 mai rămân 250, acolo e o problemă, acolo intervenim prima oară, dar de ce ai lăsat și restul de 100? 99 de fotografii din 250. Și acolo le spun ce și cum și la fel și la editare. E pe același principiu. Da. Vlad, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ai acceptat să fii alături de mine în acest episod din Vorbim Fotografie. Dragilor, veniți cu întrebări în comentarii, trimiteți-ne întrebări și mie și lui Vlad despre discuția noastră dacă v-au rămas întrebări nerăspunse. Îți mulțumesc încă o dată, Vlad, pentru timpul tău și pentru faptul că ai fost de acord să fii alături de mine în acest episod. Îți doresc un an 2020, dar și 2021 mult mai de succes decât tot ce ai avut până acum și încântă-ne în continuare cu tot ceea ce faci tu în zona de online, workshop-uri online, avem foarte multe lucruri de învățat de la tine. Continuă și cu seria de live-uri, te urmăresc și sunt chestii educative care sunt benefice pentru toată lumea, pentru toată comunitatea. Cam asta a fost, îți mulțumesc tare mult, sper să ne mai auzim și cu alte ocazii și să ne revedem cu drag cu următoarea ocazie, fizic de data aceasta. Fizic și sănătoși. Da. Mersi mult, te-am pupat, îți doresc o zi frumoasă în continuare și toate cele bune. Mersi. Facem mai asta cu pac-pac-ul? O facem, hai să o facem. Hai. 3, 2, 1 și... Gata, pa, dragilor, salut!